Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră magnifică de 3 texturi de PvP, seria în care o să jucăm cu 3 texturi de PvP și le veți avea în descriere. Este o serie, un concept atât de interesant, dar da lume, astăzi m-am hotărât să filmez un clip care, spre surprinderea multora dintre voi, nu este filmat noaptea, gen, am zis și o să... Astăzi sunt mai matinal, așa că m-am hotărât să... Mă rog, matinal. E mult spus matinal, dar în fine, am zis că e timpul să mai fac și eu ceva ziua. Și ești foarte gen, tu ești foarte bun la PvP. What the fuck? Ok, ajutor. Da. Salut. Doamne, cât te-ai făcut cu atâta armură? Lume, m-am hotărât să nu mai fiu toxic. Deci am hotărât să nu mai zic după fiecare kill easy și să nu zic a orice zice cineva să răspund cu măta, pentru că nu este foarte frumos și de astăzi o să creștem. Deci ne mărim și noi, nu mai avem 3 ani. Și da, practic tema din acest episod sunt texturi șmecherie, gen prima textură este șmecherie, a doua textură este și mai șmecherie, deci a doua textură este făcută de cineva român, deci asta este cool. Da, haide! Și a treia textură, poate unii o știți, este o textură, o să aveți o surpriză, vă rog să nu dați pur și simplu la finalul clipului. Ok. Ok, hai să toată lumea primește armură și o să... Hai că și eu am armură de fapt. Da, am uitat că are fire resistance. Dun, dun, dun. În cur. Ok, asta este o altă vorbă de care trebuie să ne dezobișnim. Dar nu mai... Da, și am încercat să filmez, am vrut să filmez un clip cu facecam, doar că efectiv stau atât de prost. Eu mi-am mutat, mi-am schimbat biroul, am făcut niște mutări în camera mea, pentru că eu înainte aveam gen biroul în mijlocul camerei și gen efectiv toată camera mea era foarte mică, era efectiv un coridor de trecere micuț, pentru că era biroul în mijlocul camerei și m-am hotărât, hai să facem o treabă și mi-am pus biroul la perete, gen mă rog, mi-am pus PC-ul pe o masă gen, și biroul am, mă rog, biroul meu era un dulap. Doamne, să nu pic. Mamă, cât de hacker sunt, ok. What the fuck, mamă, cum s-a adus? Direct în void a alunecat omul ăla. La lume, și suntem în meci cu a doua textură care a fost făcută de Gitmip, dar din păcate Gitmip s-a lăsat de Minecraft și s-a apucat de făcut poze, așa că ce a rămas a fost... Textura lui a rămas, asta este clar. Ok, eram sigur că o să prindă hitul ăla și o să moare, dar se pare că nu. What? Ok, nu aud ce faci pentru că eu sunt surd de pe Minecraft din punct de vedere muzical. Nu aud astea, eu nu le aud. Am zis, deci am zis la începutul clipului că nu o să mai fiu toxic, așa că o să-l omorâm fără să-i zicem nimic. Da, o să fim fără. Okay, a zis auto GG. Ok, o să fim pozitiv în schimb, o să zicem GG. Ce o să rezolv dacă te urci aici? Ok, dacă mă omora ăsta, făceam urât. Nu că aș face frumos dacă m-ar omoră orice alt player. Yay. Da, lume, și am revenit cu textura numărul 3. Asta este textura unui YouTuber de MKSG. Era YouTuberul meu preferat, I Beat Your Score, care, mă rog, s-a lăsat alături de toți YouTuberii care făceau MKSG în 2015, din păcate. Dar da, eu n-am fost în perioada aia, gen, eu nu eram cu MKSG-ul în 2015, gen, când era în forță MKSG-ul, dar totuși, efectiv, îmi plăcea foarte mult să mă uit la el, gen, și prin 2017, mi se pare. Și are particule cu Easy. Oh my god, asta este textura perfectă pentru mine. Acum pot să le dau Easy-ul. De ce construiești acolo, că nu e nimeni acolo? Doamne. Dar lumea, aparent, e cum e. Nu că ți-a dispărit temele. Așa. Are rod? Ok, n-are rod. Sau are rod cu knockback? Nici eu nu-mi dau seama. Apare nu. Nu știu ce mi s-a părut că e enchantat. Da. La asta nu te așteptai. Nu, nu s-a așteptat. What? Am avem să... Lume, puteam să-mi fac Sharpness 15 Skywars. Să nu? Oh my fucking god.
Oh, Clutch God. Clutch God. Ce faci? Easy. Doamne, se schemă de manevră de Minecraft Survival Games. Aici este un X-Slider mic. Ia să te vedem care este... Cât de bun ești la Minecraft pe o scară de la 1 la 10. Ce fac dau cu găleata în el? Ce te... Nu, nu, nu sărim în apă, că gen eu vreau să iei foc, ok? Bro! Nice. A, nici n-am văzut că am foc și eu acolo ceva, dar pare nu. Da, tipul ăsta n-are ce face cu viața lui. Ați văzut când s-a uitat în chest că și-a întors privirea, dar el chiar n-are ce face și chiar sper să piardă meciul. Și o să rezist tendințelor să aleg un player random și să zic că you are bad, deci... Ca să-ți dai seama, încerc să devin un om mai bun. Păi ce facem aici? Doamne. Nu, ești... Oh my god! Sunt prea bun! Nu știu de ce mă prosteam acolo, efectiv mâncam gheppul și deam cu pumnii random, dar... Mai apucă și pe mine. Corona. Da, nu știu cum are tipul ăsta un helmet cu corona, dar... Aparent poți să faci așa ceva, nu știu ce, what? Oare era kit-ul și a customizat kit-ul sau... Nu, chiar nu știu cum are un helmet care se cheamă Corona. Da, lumea, el ia foarte mult knockback. Și acum o să vă prezint meciul final, practic. Atât de bun cu textura asta, după cum puteți vedea, nu pot să sar în void. Deci fiecare când sar în void, automat textura îmi pune un bloc ca să nu sar în void. Deci ca să vă dați seama, este foarte OP. Și ăsta a fost meciul. Ok, deci da, lume. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut texturile, dacă v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut de mine, dacă v-a plăcut Skyverse-ul, nu știu. Nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!